Măi, Alexandra, ce-ți mai place să te joci? Din greșeală. A fost o greșeală, nu o întâmplare, vai. Chiar așa am simțit-o. Îmi pare tare rău că ți s-a întâmplat asta, draga mea. Stai liniștită, totul se poate remedia, nu-ți face griji, tu ești superb, ai defilat superb, dar spune-mi unde mergi. Linca. Da, Alexandra. Ți-am spus vreodată că ești lumina ochilor mei, că ești motivul pentru care... m-am trezit în această dimineață. Eu eram asta, Ilinca, m-a trădat. Nu. Dar eu ce am, Regina? Nu pot și eu să fiu? Dar e loc, Regina, în inima Alexandra, e loc pentru Raluca. Două. E loc pentru continuă. Două. Da, te rog, Raluca, oferă-mi și mie momentul meu. Povestea este altfel, Ilinca. Ilinca, nu am vrut să mă îndepărtez pentru că tu, în această seară, ești salvatoarea mea. Minți. Nu, am fost captivată, am fost răpită și Linca a venit să mă salveze. Da, Alexandra. Am fost acolo, ați văzut cum au venit și m-au luat, nu știu ce, erau niște mascați. Cine te-a luat, dragă? M-a luat cineva și Linca a venit să mă salveze. Dar de ce te-ar lua, fetiță? De ce te-ar lua? Ce-i răpirea din serai? Ce aici? Căci că mănâncă puțin. Și doi, de ce te-ar lua? Să facă ce? Păi da, să facă ce? De ce te-au luat? Nu știu. Sau de ce au vrut să te ia? Mă țin captivă și este un anume această persoană, îi se spune Alejandro. Alejandro te-a răpit și vrea să te țină captivă. Noroc cu mine, care vin să te salvez, Alexandra, nu-i așa? Și să-l dau pe spate pe acest Alejandro cu farmecul meu ieșit din comun. Bine, mi-a plăcut povestea. Vrei să te mint dacă e despre mine? Cred că s-a repetat, Ilinca. Ea a mai avut o poveste cu Alejandro. Da, da, țin minte, țin minte. Cu Alejandro? Da, da, da. Niciodată. Ba, da, ba, poate da. Cu Fernando, dragă, și... cu Alejandro, nu. Și piesa și piesa, povestea. Eu? Ia uite ce memorie are Irina, măi, Alexandra. Irina, nu ți amintești bine, mă confunzi, draga mea. Eu cu Alejandro nu. Sunt foarte sigură. Cu Fernando, poate. Cu siguranță nu și nici măcar nu s-a împiedicat acolo în față. Nu. Vi s-a părut, n-ați văzut bine. Apropo de cele vorbite mai devreme și de prieteniile din cadrul competiției, ce se întâmplă între tine și Corina? Asta e o ocazie bună aici, să învețe toată lumea să se poarte... Momentul din ăsta, când cineva mănâncă, cineva n-aș putea. Dar am spus foarte clar că nu se vedea. Eu nu am văzut pe Dardina Brugau. Tine mă-i fetiță. Ba da, făceai referire la mine. Dar tu unde? Dar n-ai nu. Dacă ai stat și tu în locul ăsta, fix în punctul ăsta, în care stau eu aici, este clapul acela de acolo și nu se vede ce face persoana respectivă. Alexandra, încetează, că nu-i bine ce faci. Nu, tu nu faci așa ceva decât să te implici în niște discuții. Eu nu vreau să mai fac parte din mediul ăsta pe care crezi în jurul tău și alte câteva persoane. Cine te obligă să faci? Câteva persoane. Spune concret care sunt persoanele acelea care creează acest mediu. Alexandra, eu cred că trăiesc puțin diferit de față de modul în care trăiești tu și eu nu mă identific cu tine și cu modul în care tu te manifesti și nu mai vreau să mai fac parte din genul ăsta de discuții. Și te rog să nu mă mai... Atunci nu mai crea astfel de discuții. Eu nu crez, eu sunt o persoană liberă care poate să vorbească orice vrea. Și eu pot să vorbesc absolut orice vreau. Așa este, dar contează mult să avem o igienă din asta și energetică și în ceea ce privește limbajul și mesajul pe care îl dăm și toate lucrurile astea. Adică dacă eu nu am văzut faptul că Adina mănâncă din cauza... Măi, fetiță, tu te-ai atacat singură, așa cum poți tu, așa cum poți tu să digeri o informație de jurul tău. Că eu nu am manierele respective și că am întrerupt-o când mânca, dar eu nu am văzut că mânca. Dar nu era neapărat de maniere. Nu știu ce se întâmplă, eu tot încerc. Ba, Corina, când am fost la ea să o iau în brațe, mi-a spus că ăsta ia de agresivitate, că nu știu ce. Eu tot încerc, Ilinca, și mă strădui să fiu apropiată de Corina, pentru că eu vreau cu toate fetele. Măi, Alexandra, dar poți să fii totuși ca un om normal, să nu mai fii atât de teatrală? Dar sunt ca un om normal, dar sunt foarte... Dar și ce vrei acum? Să fiu special pentru tine? Nu, să fii special pentru cei de acasă. Da, pentru cei de acasă trebuie să renunți la firea am mea. Am înțeles chestia aia, că în loc să te alegi mai bine te împiedice, ca în bancul ăla. E corectă chestia asta, dar nu mai fi atât de teatrală. Dar revenind la Corina, nu cred că avem foarte multe lucruri în comun. Nu cred că avem ce să împărțim. Nu că n-aveți. Vă respingeți ca doi magneți? Nici asta. Adică nu e că găsesc. În gală a fost acea situație, nici măcar nu eram de față ca să pot să am un cuvânt de zis, să mă pot apăra sau să am o părere despre asta. Deci s-a vorbit despre mine și despre viața mea personală în absența mea. Tu ai vorbit despre viața mea personală și tu ai adus atingere la viața mea personală. Nu, eu așa am înțeles. Eu eram undeva pe aici pe afară, organizam niște lucruri. Înseamnă că ai înțeles greșit, pentru că trebuie să
ascult. Am înțeles că ai spus niște lucruri așa foarte random despre mine și viața mea personală. Deci nu ai auzit când am făcut acele afirmații. Nu și ai dacă auzit. Eu nu intru în niște povești, tu nu ai ce să cauți în acele povești. Poți să mă întrebi pe mine sau putem să vorbim tot felul de lucruri, dar nu ce crezi tu, cum crezi tu și când crezi tu. Eu îmi pare rău de să te anunț. De aceea m-am enervat puțin. Îmi pare rău. Am zis oricum o chestie la nivel general, nu ți era neapărat adresată ție. Dar pentru că te-ai simțit, într-un fel ți-a fost adresată ție, dar ți-ai adresat-o singură. Fiți atente cum facem. Mai adunați informații, întrebați în stânga, în dreapta, cine, cum, ce a zis și mai discutăm mâine dacă e cazul despre asta. Deocamdată aș vrea să aflu părerea juraților despre ținuta ta, Alexandra, și despre atitudine mai nou în fața lor. Outfitul tău este unul deosebit de urât, începând de la acel corset. Ce înseamnă asta? Mă sfidezi cumva? Te legi în așa a sfidare sau? Niciodată! Eu încercam, Cătălin, și poate că tu nu ai observat asta, să am o atitudine pozitivă vis-a-vis de afirmațiile pe care tu le făceai. Auzi, nu încerca să-mi schimb părerea, pentru că în gală, dacă mi-aduc bine aminte, am spus că regret că te afli acolo. Și nu îmi doream să părăsești platoul. Vrei să-mi schimb părerea cumva? Că pot să-mi o schimb foarte repede. Eu vorbeam doar despre outfitul tău, care este oribil. Spuneam despre acel corset foarte urât construit și care este și foarte urât în sine, peste care ai simțit nevoia stilistică, bineînțeles, care te caracterizează să-l arzi cu o centură superbă. Iar de rochia în sine este horror. Horror. Să nu mai vorbim despre belearca din dotare, adică ce ai pe cap, care nu se potrivește cu nimic. Pe mine mă sperie până și cu afiura Alexandra, este extrem de nereușită. Pălăria nu are nicio legătură cu această coafiură. Ținuta mi se pare oribilă, nu am de ce să mă leg. Aș vrea să te regrupez instantaneu pentru că este nenorocire ce ai făcut azi la nivel de styling. Eu n-aș purta și n-aș propune rochia niciodată, niciun fel, corsetul de asemenea. Este groaznic, poți face ceva cu cizmele. Cred că s-au spus suficiente lucruri. Nu știu ce aș mai putea să mai adaug. Doar că ai putea să asculți atunci când porți o conversație și să nu te suprapui cu interlocutorul tău. Asta ar fi bine, măcar ați înțelege fiecare ce aveți de spus și ce vreți unul de la celălalt. Da. Of, Alexandru, pui la încercare prietenia noastră. Nu, și Raluca. Și fii cu ținute nefericite și mă obligi. Nu, mă Raluca, obligi nu. Să nu pot să mai trec cu vederea ținuta asta, Alexandra. Ciocolatele sunt superbe, pot face ceva cu ele, dar restul... Ce ai venit cu aia pe cap? De ce? Păi am simțit așa nevoia. Nu mai, te rog eu, încearcă să simți mai puțin și să faci mai mult styling, da? Da, îmi promiți în numele prieteniei noastre? În numele prieteniei mâine noastre. Mâine vii frumos îmbrăcată? Da. Cu strângere de inimă, Alexandra, că asta nu ne caracterizează pe noi. Dar astăzi... Uf. N-ai stil. Astăzi n-ai stil? Previzibil. E. E. Sorry, n-ai stil. Asta e. Ești foarte boxă, fetița, azi, îmi pare rău. Se pare că în inima telespectatorilor nu este așa, deoarece am ieșit pe primul loc în topul preferințelor săptămâna trecută și vreau să vă mulțumesc, dragii mei, pentru că și eu vă iubesc foarte mult pe voi și continuați să votați indicativul 4 la 1206. Mulțumesc tare mult, Alexandra!